Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Știința dovedește că Biblia este adevărată. Partea a patra. Râurile aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Eclesiastul, capitolul 1, versetul 7. Un al șaselea argument. Biblia vorbește despre circuitul apei. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. În fiecare zi, fluviul Mississippi varsă 1600 de miliarde de litri de apă în Golful Mexic. Și dacă ne gândim și la Tamisa, Nil, Amazon sau la alte fluvii, ne dăm seama că în fiecare zi același lucru se întâmplă pe tot globul. Așadar, unde merge toată această apă? Răspunsul se găsește în circuitul hidrologic, pe care Biblia l-a prezentat cu aproape 3 milenii în urmă. Înțeleptul Solomon scria în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 3, când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Apoi profetul Amos a spus, cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului, în capitolul 9, versetul 6 al profeției sale. Elihu, prietenul lui Iov, a spus în capitolul 36, începând cu versetul 26 din cartea Iov, iată ce mare e Dumnezeu! El trage la el picăturile de apă, le preface naburi și dă ploaia pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Am încheiat citatul. Ideea unui circuit complet al apei nu a fost înțeleasă pe deplin decât în secolul al XVII-lea. Cu toate acestea, cu peste 2000 de ani înainte de descoperirile făcute de minți luminate, precum Pierre Perrault, Edmund Marriott, Edmund Halley și alții, Biblia a explicat circuitul apei în natură. Biblia este inspirată, fără greșeală, adevărată și mai actuală și exactă decât ziarul de știri de mâine. Toate ziarele au o coloană în care se consemnează greșelile de tipar de cele mai multe ori, nu și Biblia. Poți avea încredere că ea te călăuzește corect în toate domeniile vieții tale.